Poate ați observat că, acum după ce am formatat textul, nu mai încape tot. Se termină brusc. Avem un plus roșu aici. Dacă dau click pe el, îmi încarcă restul textului și cu un click îmi face o coloană în care pot să văd ce nu încape acolo. O să șterg această casetă. E o situație destul de des întâlnită. Spațiul într-o publicație tipărită este limitat și în același timp poate să fie prea mult sau prea puțin pentru un anumit text. Jurnaliștii sunt obișnuiți să-și adapteze textele să fie cât mai potrivite pentru spațiul pe care l-au la dispoziție, dar nu întotdeauna se va potrivi perfect și atunci se poate corecta puțin inclusiv din spațierile din interiorul textului. Și asta vom face și noi, să facem să încapă tot textul aici. Cum se poate câștiga niște spațiu, în plus sau în minus? Cel mai simplu mod este să reducem sau să creștem, în cazul ăsta bineînțeles vrem să reducem, spațiul dintre litere sau dintre cuvinte. Pentru asta avem niște opțiuni speciale și cel mai ușor este să urmărim care paragrafe sunt mai lungi, pentru că într-un paragraf mai lung o modificare mică se întâmplă de mai multe ori și atunci are efecte mai mari și în același timp să urmărim care paragrafe au, de exemplu, ultimul rând foarte scurt, ceea ce înseamnă că este nevoie de foarte puțin ca aceste câteva litere sau aici, un cuvânt și un pic, să treacă pe rândul anterior. Și în plus, nici nu este foarte plăcut să avem silabe singure pe un rând. Și atunci, o să încep cu acest paragraf, care are nevoie de corectură pentru că este oricum silaba asta singură. Îl voi selecta pe tot și opțiunea pe care o vrem este sus la setările de caracter aceasta, tracking, unde avem două litere cu o săgeată care le îndepărtează. Le poate și unii, bineînțeles, și o să dau pe săgeata în jos și vedeți că mi-a schimbat valoarea la minus 10 și tot textul s-a contractat, ca să zic așa. Minus 10 este mult. Încercăm să modificăm cât mai puțin această valoare și să fim cât mai subtili și să fie textul cât mai uniform formatat. Și atunci o să scriu eu aici o valoare mai mică, de obicei pe încercate, să vedem, minus 5 încă este bine, încerc și mai mică, minus 3, poate merge chiar minus 1, merge minus 1. Dacă trec la 0, deja trece pe partea cealaltă. Deci minus 1 va rămâne, este cea mai mică valoare care își face efectul. Un alt paragraf mai lung și cu un singur cuvânt aici este cel care începe cu P mare, povestea primarului. Și o să fac același lucru. Minus 10 este ok, minus 5 încă e ok, minus 3, am greșit, minus 3 e mult, minus 4, acum nu știu ce am greșit, minus 4, acum e valoarea minimă. Aceste valori se pot schimba și din tastatură, dacă țineți tasta Alt și apăsați săgeata în dreapta, spațiul se va extinde, în stânga se va contracta. Problema este că în mod implicit valorile cu care se mișcă aici sunt foarte mari pentru ce avem nevoie noi. Deci puteți să le schimbați rapid dacă mergeți la meniul Edit, Preferences și Units and Increments și aici schimbați la Kerning și Tracking la 1 să se miște cu o singură unitate. Și acum cu Alt și dreapta și stânga putem să mișcăm mai rapid
aceste paragrafe și acum vedeți și că avem un singur cuvânt din paragraful anterior pe coloana următoare. Nici asta nu este foarte frumos, încercați să evitați combinațiile de genul ăsta și atunci o să selectez și acest paragraf și o să încerc să îl contractez. Hai să vedem tot ce se întâmplă aici. Alt stânga și la minus 4. Vezi cum se schimbă în timp ce apăs pe săgeți pe tastatură și țin alt. La minus 4 revine pe coloana 1. Și acum încape și tot textul. Și chiar rămâne un rând, ceea ce este ce vrem. Pentru că pe ultimul rând avem niște marcare. Și cu asta textul principal este formatat.